Ediția din acest an a proiectului cultural Noaptea Muzeelor s-a dovedit a fi un real succes. În doar câteva ore, mii de persoane au trecut pragul celei mai importante instituții de cultură din județul Mehedinți. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Simcea. Noaptea Muzeelor este un eveniment care contribuie la conturarea identității noastre culturale, fiind unul dintre cele mai importante proiecte culturale europene. Primul eveniment de acest gen l-a reprezentat cel ce s-a desfășurat în anul 1997 în Berlin. Conceptul de acces gratuit a fost foarte bine primit, astfel că în scurt timp a crescut foarte mult numărul instituțiilor organizatoare, precum și numărul de vizitatori. Cea mai importantă instituție de cultură din județul Mehedinți, Muzeul Regiunii Porților de Fier, a fost reabilitată cu eforturi financiare din partea Consiliului Județean Mehedinți. Sâmbătă, vizitatorii și-au petrecut timpul liber la muzeu și au putut să se bucure de istoria milenară a acestor locuri. Alături de ei a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Acesta va continua reabilitarea obiectivelor turistice, deoarece întotdeauna a pus accent pe istoria și identitatea județului. Un interval destul de scurt, de la ora 17 și până acum, au intrat pe porțile muzeului peste 1000 de vizitatori, ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că asta înseamnă că încep să se vadă roadele muncii și eforturilor financiare care au privit reabilitarea muzeului. După ce ani de zile acest muzeu a fost închis, a fost în reabilitare, fie că a fost perioada aceasta de pandemie, iată că profitând pe de o parte și de vremea bună și de faptul că aproape tot din ceea ce înseamnă Muzeul Regiunii Porților de Fier este accesibil vizitatorilor. Au venit foarte mulți din Severin, dar și din alte județe, pentru că am văzut și pe străzile lăturalnice multe mașini cu numere de matriculare din alte județe. Avem ce să arătăm vizitatorilor. Concluzia este că județul Mehedinți are o bogată istorie. Ne mândrim cu acest lucru ori de câte ori avem ocazia. Mai avem câteva obiective de reabilitat pe care sperăm să le punem în valoare pe viitoarele programe pe fonduri europene, așa cum este și Amfiteatrul Roman, descoperit recent în dreapta mea și pe care îl vom finanța prin fonduri europene. De asemenea, după ce am restaurat piciorul podului lui Traian, construit de Apolodor din Damasc, vom reuși tot pe fonduri europene să amenajăm și toată zona exterioară, astfel încât în câțiva ani de zile să putem spune că tot ceea ce înseamnă obiective istorice și culturale din incinta Muzeului Regiunii Porților de Fier sunt accesibile vizitatorilor. Aproximativ 2000 de vizitatori a avut Muzeul Regiunii Porților de Fier sâmbătă în cadrul evenimentului cultural Noaptea Muzeelor. Au venit copii, tineri, adulți și vârstnici, turiști nu doar din Mehedinți, ci și din județele limitrofe. Pentru Doinița Chircu, managerul Muzeului Regiunii Porților de Fier, care a organizat exemplar acest eveniment, succesul obținut este o bucurie și o răsplată pentru toată munca de pusă. Suntem mulțumiți cu toții, dar chiar cu toții, că dincolo de ceea ce s-a crezut, muzeul este de departe instituția numărul 1 de cultură a Mehedințiului și concurează destul de bine și cu mari pretenții la un loc de cinste între instituțiile de același tip din țară. Noi spunem că suntem un muzeu european pentru că așa cât s-a și cum s-a investit aici, cu fondurile alocate de Consiliul Județean, am amenajat expozițiile astfel încât să combinăm atât nostalgiile persoanelor care știau muzeul în trecut, dar și pretențiile și cerințele, la nivelul cerințelor tineretului actual. Au venit foarte mulți tineri, foarte mulți copii și asta ne bucură, pentru că noi am știut dintotdeauna că persoanele mature apreciază, dar ne-am propus ca să-i determinăm pe tineri să fie partenerii noștri reali și pe termen lung, nu parteneri de o zi. Mai avem puțin și inaugurăm și partea a doua a secției de etnografie și în felul acesta se încheie cercul cu fondurile alocate de Consiliul Județean de amenajare expozițională.
Dar, așa cum a precizat și domnul președinte, proiectele noastre nu se opresc aici, pentru că vrem să punem în valoare și să valorificăm și amfiteatrul roman. Vor continua lucrările de amenajare peisagistică din zona piciorului podului. Și nu numai atât, va fi și o surpriză foarte mare pe care o pregătește președintele Consiliului Județean, echipa Consiliului, împreună cu echipa muzeului, dar dacă este surpriză, vom vorbi despre ea la momentul potrivit. La eveniment a fost prezent și secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Simcea, care, de asemenea, din funcția pe care o deține, sprijină valorile culturale ale județului. După experiențele neplăcute care ne-au făcut să ne simțim constrânși și după restricțiile din ultimii 2 ani, toate cauzate de criza sanitară, anul acesta se pare că am reintrat în normalitate. Muzeele au propus din nou acces fizic la expoziții, la fel ca și celelalte entități culturale care promovează acest proiect muzeal european.